Gramatica familiei. Adaptare radiofonică după comedia cu același nume de la Biș. Ce frumos e vara la Arpajon. Abia mai poți zări printre copaci casele mici, dar frumoase ale harnicelor agricultori arpajonezi. Iar aerul curat și cântecele păsărelelor te fac să simți din plin natura. Deși comuna nu e prea mare și nu se bucură de o reputație deosebită, arpajonezii sunt foarte mândri de ei. Vai de acela care îndrăznește chiar și în glumă să jicnească pe vreunul dintre ei. Dintre mărimile localității, cel mai cu vază e domnul Cabusa, François Cabusa, președintele Comisiei Agricole din Arpajon. Concetățenii îl cred un savant, datorită cărui fapt e stimat și iubit în Arpajon. Și nu numai în Arpajon, e cunoscut chiar la oraș. După cum se cade unui om de rangul lui, Cabusa se respectă. Locuiește într-o casă boierească, în centrul comunei, împreună cu fica lui Blanche. Sluga lui cea mai apropiată e Jean, lacheul casei. E o după-amiază călduroasă. Îmbrăcat în vesta lui vărgată, Jean șa de pe un scaun în salon și șterge alene vasele cu care puțin timp mai înainte a servit masa. Nenorocirea e că după ce așezi vasele în bufet, trebuie iar să le scoți. Puh! Firar să fie, tocmai salatiera aurită. Bravo! Ia uite, agentul veterinar Mașu. Aoleo, nu știam cine e și am tras o spaimă. Ce o să spune stăpânul tău, domnul Cabusa, când o să vadă fabrica să de țândări? N-o să le vadă. Cum? Toate cioburile le îngrop în fundul grădinii. Aha. Am acolo o groapă mică, lângă cais. Aha. Nu se cunoaște deloc. Aha. Pe deasupra e numai iarbă. Zan? Vine domnișoara Blanche. Zan? Da, Blanche. Domnul agent veterinar Mașii, bună ziua! Domnișoare? Jean, n-ai văzut salatiera aurită? Salatiera aurită? Nu, domnișoară! O căutam să pun într-un safragi. S-ar putea să fi rămas în bufetul din sufragerie, domnișoară. E desperiat, câteva se dispar de la o vreme. Dar cu toate astea nu se sparge nimic. Mă duc să caut. Ce să spun? La minciun nu te întrece nimeni. Ce să fac? Dacă i-aș fi spus că am spart salatiera, aș fi întristat-o pe biata domnișoară Blanche. Ei, da, să lăsăm asta. Am venit pentru vacă. Inutil. De ce? A murit. Da. Mi se pare că a înghițit odată cu iarba din grădină și un ciob mai prost îngropat. Ai văzut ce se întâmplă dacă nu sap destul de adânc? De săpată mi-ar de mie pe căldura asta. Era să uit. Azi e o zi mare pentru stăpânul tău. Trebuie să se țină tare. Dar de ce? Cum? Peste 2 ore se va face alegerea președintelui Comisiei Agricole din Arpajon. Și crezi că domnul Cabusa va fi reales? Nu încape nicio discuție. Am și băut vreo 13 pahare de vin în contul alegerii lui. Adevărat, dar nu se cunoaște deloc. Ce nu faci că pentru stăpânul tău? Are însă un rival foarte viclean. Pe domnul Chaffinet. Fost clănțău la judecătorie. De o lună nu face altceva decât să stea de vorbă cu țăranii. Asta nu-i nimic. Ce crezi că a făcut?
duminica trecută. S-a dus la Paris și a adus de acolo vreo 50 de baloane pe care le-a împărțit gratis copiilor țăranilor. Nu mai spun. Da. Așa cu mine noi am mers. Am răspândit îndată vestea că balonașele alea atrag grindina și țăranii le-au spart pe toate. Ce diplomat. Nu-l vrem pe Șafine. Jos cu Șafine. Un intrigant care își aduce veterinar de la Etamp. Aha, așa, am înțeles. Noi avem nevoie de domnul Cabusa. Un om sobru, instruit. Se poate spune despre el că e un adevărat savant. Da, că despre asta ce să mai vorbim. Stă ore întregi în biroul lui, cu o carte în mână, cu ochii fixi, nemișcați, ca și cum n-ar înțelege nimic din ceea ce citește. Cugetă, adâncește. Iată-l că vine. Mă duc să adâncesc și eu groapa în care s-ascund cioburile astea. Iată, uite pe domnul Cabusa ce cufundat e în lectura lui. Nici nu mă vede. Adâncește. Notă. Se observă aproape mecanic că participiul urmat de infinitiv este variabil când poți să înlocuiești infinitivul prin participiul prezent. Ce durere de cap m-a apucat. Pariez că citește din latină sau greacă. Tu erai mașă? Vă deranjez, domnule Cabusa? De unde citeam? Tu ai venit pentru vacă? Da, dar am și aflat tristul eveniment. Din cauza unui ciop de sticlă pe care l-a înghițit. Ciudat, o vacă de 4 ani. Vai, domnule Cabusa, păi vacile înghit cioburi la orice vârstă. Să vă spun de o vacă care a înghițit un burete și avea 7 ani. Bineînțeles, a murit pe loc. Păi ce crezi? Așa ne ducem toți. Ce e bietul om? Că veni vorba. Vreau să vă vorbesc în legătură cu alegerea dumneavoastră. Merge strașnic. Zău? Ce spun țăranii? Au apreciat cum se cuvine manifestul electoral? Ce să mai vorbim? Aș putea spune chiar că manifestul dumneavoastră electoral a avut un nemai întâlnit succes. Contez pe mare majoritate. Da, cu atât mai bine. Asta îl va face într-adevăr să turbeze pe rivalul meu, pe domnul Șafine. Și apoi dumneavoastră știți că dacă veți fi ales pentru a doua oară președintele Comisiei Agricole din Arpajon, veți putea avansa și mai departe, da? Chiar foarte departe. La unde? Cine știe? Fiind în Consiliul Municipal, puteți deveni într-o zi chiar primarul nostru. Eu? Ce idee! Mai întâi că nu sunt ambițios și în al doilea locul este ocupat de domnul Ronia de aproape 35 de ani. Cu atât mai mult! Fiecare la rândul său. El asta destul. Da. Și între noi fie vorba, nu-i nici prezentabil și nici instruit. Nu. Și cu toate astea? În primul rând, nu știe greacă. Habar n-are. Dar ce e neapărat nevoie să știi greacă ca să fii primar în Arpajon? Nu e neapărat nevoie, dar nu strică. Vedeți, eu stau de vorbă cu unul, cu altul și aud foarte multe vorbindu-se. Și pot să vă prezic că în curând veți îmbrăca eșarfa de primar. Nu doresc, nu sunt ambițios. Deși recunosc, ca primar aș putea să aduc oarecare servicii țării mele. Mai e vorbă și nu o să vă opriți acolo. Bineînțeles, odată ales primarul. Deveniți și consilierul arondismentului. Să spun drept, aș merita. Și după aceea? Consilier general. E prea mult. Și după aceea? Cine știe? Poate deputat. Da, și o să vorbesc de la tribună. Și după aceea? După aceea, mai știu și eu. Consilier general, deputat. Asta nu se poate. Mereu uit că nu se poate. Dar trebuie început cu începutul. Trebuie să fiți reales mai întâi președintele Comisiei Agricole. I-am văzut pe alegători. Fierb, nu alta. Da? Crezi că fierb pentru mine? Cu siguranță. Dar e ceva. Ce? E bătrânul Madu. Nu știu ce are contra dumneavoastră. Contra mea? De ce am făcut eu? Zice că sunteți prea îngânfat. Eu? Eu îngânfat? Cum se poate una ca asta?
Niciodată nu trec pe lângă el fără să-l întreb ce face nevasta lui, care, drept să spun, puțin îmi pasă ce face. Da. Sunteți gentil față de nevasta lui, dar nu și față de verzele lui. Cum? Așa, vedeți, bătrânul Madu a semănat anul acesta foarte multe verze pe care le dă de mâncare vacilor lui. Și el pretinde că a trecut de mai mult de 10 ori pe lângă ograda lui și n-a spus niciodată: a, uite ce frumoase verze. Ca președinte al Comisiei Agricole, el susține că aveați datoria să faceți acest lucru. Ce drept să spun, habar n-am, că în ograda lui crește vreo varză. Rău. Foarte rău. De ce? Și a fi nerivalul dumneavoastră a fost mai șmecher. Azi dimineață i-a spus: vai, Doamne, ce verze frumoase. A spus el așa? Intrigant. Ați face foarte bine dacă v-ați duce la bătrânul Madu în calitate de vecin și ați strecura câteva cuvinte de admirație pentru verzele lui. Eu nu. Asta nu înseamnă că tu știi puțin că vă înjosiți. Nu. Nici nu v-aș sfătui vreodată să vă înjosiți. Nu. Imediat. Mă duc chiar acum. Jean! Jean! Domnule? Jean, repede pălăria mea cea nouă. Hai, mișcă! Aș merge și eu cu dumneavoastră. Poate să vă fiu de folos în timpul conversației. Da? Poftim pălăria, domnule. Am o idee. O să-i cer să-mi dea semințe de la verzele lui. Strașnic! Da? Hai să mergem. Semințe de la verzele. Auzi, să-și pui pălăria nouă pentru că se duce să caute niște semințe de varză. Ce idee caragioasă! Poftiți! Te rog, cu domnul Cabusa. Un străin, cine mai fi și ăsta? Anunță-l pe domnul Cabusa că primul președinte al Academiei din Eton vrea să vorbească cu domnul ăsta. A plecat chiar acum. Cred însă că nu va întârzia prea mult, domnule. Atunci o să-l aștept. Ia-mi, te rog, geamantanul. După cum înțeleg, domnul va rămâne aici? Probabil. Am înțeles, încă o cameră de măturat. I-am adus, scumpului meu amic Cabusa, o veste uriașă. Da, ce veste, domnule. Am venit că... Da. Asta nu te privește pe dumneata. Ce mai face domnișoara Blanche, fica domnului Cabusa? Foarte bine, mulțumesc. Când a fost astăvară la Eton, ocupat cum eram, nici n-am putut o vedea bine pe această scumpă copilă. Tocmai atunci primisem ceva foarte prețios. O ladă cu ulcele, cuie vechi și alte antichități galo-romanice. Ce-or fi ale? Totuși mi s-a părut drăguță și foarte bine crescută. Lada? Nu, domnișoara. Mie îmi spuneți, numai că se ocupă prea mult de veselă. Care pot să pot da urmare proiectelor mele? A, ce fel de proiecte, domnule? Eu am de gând că... Da. Ți-am spus că asta nu te privește pe dumneata. Eu spunem, te rog, când se face vreo săpătură pe aici, se găsește ceva? Unde anume? Oriunde. Se găsește ceva? Ce să se găsească? Se găsesc grâme. Eu vorbesc de antichități, obiecte galoromanice. Domnule, ce pot să vă spun? Noi nu prea cunoaștem de-astea de care spuneți dumneavoastră. Voi profita de șederea mea aici ca să fac câteva săpături arheologice. Am descoperit pe harta mea galică prezența unui drum roman prin Arpajon. Da? Mie nu-mi scapă nimic. Am un flair ce nu iartă. E destul să-mi rotesc privirile peste un teren și-ți spun imediat. E ceva roman pe aici, pe dedesubt. Ce-o fi cu ăsta? Imposibil să găsi salatier. Domnule, iată pe domnișoara Blanche. Domnul Patrina! Domnișoară? Vai, ce frumoasă surpriză! Și ce fericit va fi tata când o să vă vadă. Sigur, mai ales când o să afle că i-am adus o veste uriașă. Ați venit împreună cu fiul dumneavoastră, Edmond? Nu, din nefericire și-a scrântit un picior și n-a putut veni. Oh, ce păcat. Sigur, mai ales că asta s-a întâmplat puțin și din vina mea.
Am făcut niște săpături arheologice în fundul grădinii fără să privim pe cineva de aceasta. Și? Edmond, care nu știa de existența gropilor, a trecut aseară pe acolo și a căzut în groapă. În schimb, am găsit acolo un cuțit din secolul al III-lea. Pentru un cuțit a trebuit să-și clântească domnul Edmond piciorul. Și ce frumos dansează. Ha? Dansează? Da, asta vară la etan. Domnul Edmond mă invita în fiecare seară de mai multe ori la dans. Și credeți că se va face bine? Bă, sigur, e o chestiune de câteva zile. Și nu v-aș chiopăta? Oh, nu, absolut deloc. Oh. Ar fi și păcat, tocmai acum. Acum când e la vârsta, când trebuie și el să se însoare, nu? Ah, da. Cred că și dumneata de asemenea. Nu știu. Știți, tata nu mi-a vorbit până acum niciodată despre așa ceva. Nu cumva a venit să-mi ceară mâna pentru domnul Edmond? Aș vrea să vă pun o mică întrebare. Ah, Doamne, ce frică mie. Da. Când se sapă în grădina dumneavoastră, se găsește ceva? Când se sapă, ce știu eu, pământ, pietre. Cu inscripții? Asta nu știu. O să vedem noi asta mai târziu. Domnule Potrina, până vine tatăl meu, vă rog să veniți să vedeți camera în care veți locui. O să merg chiar eu să vă instalez. Ah, cu plăcere. Știți, ferestrele camerei dumneavoastră dau către grădină. Ei, cu atât mai bine. Voi examina de la fereastră configurația terenului. Miroase aromant aici. Să mergem, domnule Potrina. Să mergem. Jean, ia tu valizele domnului. Da, domnișoară. Mă apucă frica când mă gândesc că tipul ăsta o să doarmă cu noi în casă. Vremea de ea. Grea mai e și varza asta. Și sfecla parcă și mai grea. Dar nu-i nimic, face o steneală. Jean! Am aranjat și necazul cu papa Madu. I-am cerut să-mi dea o varză din grădina lui ca obiect de artă. Ce să mai umflam pene. I-am spus că am să o pun în salonul meu. Dar vezi că în grădina vecinului Madu creșteau sfecle și n-am putut să nu-l onorez și pe acela și să nu-i cer o sfeclă în același scop. Păi ce vrei, ești el un alegător. Trebuie să știi să cucerești masele. Așa că am ajuns să car până acasă obiectele astea de artă firarele, să fie că grele mai sunt. Jean! Da, domnule? Scapă-mă de obiectele astea de artă. Da. Varza pune-o într-o oală, iar sfecla s-o fierbe, e foarte bună pentru salat. Aha, domnul a început să facă piața. Hai, plimbându-mă cu varza în brațe, meditam la ce mi-a spus Mașiu. Voi fi primat, primul magistrat din Arpajon, după aceea consilier general, apoi deputat și după aceea... Cine știe, portofoliu, parcă poți să știi. Da, nu. Asta nu se poate. Sunt bogat, stimat, adorat și totuși un lucru se opune tuturor proiectelor mele. Gramatica, nu știu gramatica, nu? Oleu, să nu mă audă careva. Nu e nimeni. Nu știu ortografia. Participiile, mai cu seamă, nu le dau de rost. Când se acordă, când nu se acordă, au o fire sucită. Când mă încurc mai rău câteodată, mai lasă ca de o picătură de cerneală. Fac o pată pe locul cu pricina și nu se mai vede greșeala. Întotdeauna am spus că e mai bine să vorbești decât să scrii. Când vorbești, nu se văd nici apostrofele, nici liniuțele de unire și nici în silabe nu trebuie să desparți când ajungi la capătul rândului. Pe vremea mea nu se făceau atâția purici prin școli. În 27 de lecții am învățat să scriu și să citesc și mai repede. După aceea m-am lansat în comerțul de cherestea.
Socoteala o făceam pe degete, nu era nevoie să scriu. Atâția metri cubi, atâția bani și gata. Da. Hai? Ce? Nu-i nimeni. Ce să mai vorbesc de discursurile pe care le țin? Discursuri strălucite. Arpajonejii mă ascultă cu gurile căscate, ca niște imbecili. Tot nu pricep ei nimic. Mă cred savant. Ce reputație am putut să-mi creez? Și toate astea, grație cui? Grație unui înger. Iată, ăsta e îngerul, Blanche. Te căutam, papa, să-ți dau discursul pe care trebuie să-l ții la Comisia Agricolă. A, dacă voi fi reales, l-ai revăzut? Nu, l-am scris din nou. Ca și pe celălalt. Vino să te sălut, scumpă mea micuță. He, dacă n-ai fi tu, ia să vedem. Cum ți se pare început? Foarte frumos. Da? Si. Domnilor și scumpi colegi, agricultura este cea mai nobilă profesiune. Într-un oraș ca al nostru... Da. Așa e. Într-un se scrie despărțit și eu l-am scris într-un cuvânt. Si? Micuță, îndrăznesc să spun că acela care nu iubește pământul, acela care nu tresare când vede un plug, acela nu înțelege bogăția națiunii. Uite, vezi? Vezi că și tu? Tu ai scris națiunii cu doi de ei, a? Și eu numai cu unul singur. Așa trebuie, cu doi. Da? Si. Aha, îngerașul meu. Uite, cuiurile astea nu mă împac. Când se pune unul, când se pun doi de ei? Uite, nu știu. Așa, bogăția națiunii. Ah, papa. Ce? Știi că a sosit la noi domnul Patrina? O, Patrina din Etam? Da. Poatrina ăsta, zic și eu, savant. Un adevărat savant. Și unde e scumpul nostru oaspet? Iisus, uite-l, coboară chiar acum. Scump amice, bine te-am găsit. Scumpul meu prieten, ce plăcere că te văd în casa răie. În sfârșit mi-am pus în practică vechea mea dorință de a cerceta din punct de vedere arheologic ținutul acesta al arpajonului. Aha, da, micile cioburi de oale sparte. Tot te mai ții de asta, te amuză? Desigur. Da. Și cu ocazia asta voiam să vorbesc cu dumneata o chestiune serioasă. Foarte serioasă. Ah, cererea mea în căsătorie. Eu vă las. Sper, domnului Patrina, că veți petrece împreună cu noi câteva zile, nu? Nu îndrăsnesc să vă promit. Asta depinde de investigațiile pe care le voi face. Dacă găsesc, rămân. O să găsiți. Să sperăm că o să găsiți. Ce zici de micuța mea Blanche? Ah, încântătoare. Și sunt cu atât mai fericit cu cât... Da. Să lăsăm asta pentru mai târziu. Da. Scumpe amice, ți-am adus o veste uriașă. Cui? Mie? Da, dumitale. În urma recomandației și insistenții mele, ai fost ales membru corespondent al Academiei din Etan. Academician, m-a băgat la Academie. Ce zici? Așa-i că e o adevărată surpriză. Da, și încă ce surpriză. Dar vezi însă că eu nu știu dacă aș putea primi această cinste, merit așa de puțin onoarea care mi se face. Cum? Dar discursurile ținute în fața portonezilor. Datorită discursurilor mele. Sigur. Scumpa mea fetiță. Și propunerea asta n-am făcut-o chiar așa la întâmplare. Aveam eu ceva în capul meu când te-am recomandat. Vei fi foarte util Academiei noastre. În ce fel? Vei supraveghea săpăturile arheologice ce se vor face aici din inițiativa mea. Vei descifra inscripțiile latine și vei face comunicări Academiei. În latine, știi? Da. Am date sigure că aici, în jurul arpajonului, a existat o tabără a lui Cezar. Cezar? Să nu spui nimănui. Da, fii fără nicio grijă. Am scotocit prin tot departamentul nostru.
nicăieri nicio urmă. Aici trebuie să găsim ceva. Suntem datori. Sigur că da. Am făcut cercetări și sunt sigur că Gabius Lentulus a trecut pe aici. Zău? Gabius Lentulus? Ești sigur? Nu mai încape nicio îndoială. Par să nu sufli nimănui vreo cuvânt. Fii pe pace. E, și mai e un motiv pentru care mă aflu în casa dumitale, scumpul meu amic. Încă un? Care? Fiul meu, Edmond, a văzut-o astă vară pe fica dumitale la Etan. S-a amorezat nebun de dânsa și, profitând de săpături, își cer mâna fiicii tale pentru fiul meu, Edmond. Oh, Dumnezeule, dar ce aș putea eu să spun? Deocamdată nici da, nici nu. Trebuie să o consult pe fica mea în chestiunea asta. Ah, sigur, ai dreptate. Vreau însă să te asigur că Edmond este un tânăr afectos, ordonat, niciun viciu, niciodată lichior. Foarte rar și asta numai la cafea. Da, 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 cafea cu lichior, bună, bună. I-am promis la însurătoare 130.000 de franci zestre. Da, cam cât îi dau eu fetei mele blanși. Dar, mai înainte de toate, nu pot să nu fiu cinstit și să nu spun că Edmond are un defect. Hă? Un defect care s-ar putea spune că e mai rău ca un viciu. Oh, e bine, află că... Nu, 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 nu pot să spun. Eu, președintele Academiei din Eton. Ca să afli despre ce-i vorba, poftim. Citește dumneata scrisoarea asta și o să înțelegi numai decât despre ce e vorba. Ce poate să fie vreun cântec picant la adresa Academiei? E o scrisoare pe care mi-a adresat-o acum 8 zile și pe care ți-o supun cu jenă. Dragă amice, mă sperii. Ia să vedem. Scumpul meu tată, trebuie să-ți fac o mărturisire. Să-ți într-un cuvânt, mizerabilul. De care depinde fericirea întregii mele vieți. Iubesc pe domnișoara Blanche, fiica domnului Cabusa din Arpajon, cu o dragoste nemai întâlnită, chiar din clipa în care am văzut-o... Am văzut-o fără trăsură de unire, animalul. Și fiică scris numai cu un singur ei. Nu mai mănânc și nu mai dorm. Auzi ce pot să facă? Desparte la capătul rândului cuvântul dorm în două silabe. Chipul ei îmi umple viața și îmi turbură toate visele. La el nu există liniuțe de unire, apostrofe. Doamne, doamne, doamne. Ești, ce zici? E îngrozitor, nu-i așa? Ce să fie îngrozitor? Era de datoria mea să-ți dezvălui acest efect. Acum îl știi. Știu atât că mi-a doră fiica. Da, dar faci asta împotriva tuturor regulilor gramaticale. Înainte de a lua o hotărâre, gândiți-vă. Între timp, eu am să mă duc să fac o mică inspecție prin grădina dumitale. Mi s-a părut că am văzut prin fund o movilă. Miroase glozava romani. Crezi? Te las să te gândești, dragul meu, cu bine. Care dracu o fi defectul de care tot vorbești? Vine Blanche să pun scrisoarea în buzunar, să nu o vadă și să-mi o ceară. Ah, micuța mea, Blanche, da? Văd că ți-ai pus rochia aceea nouă, te duci undeva? Da, trebuia să fac încă mai de mult o vizită vecinei noastre, doamna Versel. Mm-hmm. E o familie care te poate sprijini în alegeri. Da. Mm-hmm. Poți să iau trăsură, tată? Da, desigur, scumpa mea. Blanche, da? Vreau să spun numai un singur cuvânt. Poți să mai întârzi o clipă? Da, tată, sigur. Da. Fetița mea, te-ai gândit vreodată că trebuie să te măriți? Eu? Niciodată. Ei, să presupunem totuși că se prezintă o partidă onorabilă. Un tânăr afectos, ordonat, niciun viciu, niciodată lichioruri decât foarte rar și asta numai la cafea. Vrea să-mi vorbească despre Edmond. Spune drept, ți-ar face plăcere să te măriți? Da, nu. Adică, știi, tata, eu vreau să fac numai așa cum vrei dumneata. Eu? Eu nu pot să doresc altceva decât ca tu să fii fericită. Pentru că te faci tu pentru mine este prea puțin. Ce fac? Discursurile, scrisorile. O să continui să le copiez, să le corectez. Da, bravo, bravo, Fetiță.
Îngerașul meu. Atunci ne-am înțeles, da, apă, du-te și să nu întârzi prea nu, mult. Nu, nu întârzi, tata, fii fără nicio grijă. Jean! Jean, tot vorbind am și uitat că am în casă un invitat. Jean! Trebuie să mă gândesc la masa de seară. Ar trebui să servim ceva mai deosebit. Cred că unui academician trebuie să-i placă numai mâncăruri gustoase. Jean! Jean! Da, domnule? Ce avem la masă asta seară? Păi, domnule, varză și sfeclă. Nu te-am întrebat de varză și sfeclă, imbecilule. Te-am întrebat ce mâncăm la masă de seară. Știu și eu dacă domnul face singur piața, dacă domnul se teme că îl fur. Am venit! Am săpat! Am pesat! Unde fi găsit și vechitura asta de tigaie ruginită? Ce sunt astea? Un scut roman! Scutum! Scutum? Un scut lung, nu știi? Ba da! Clipeus este scutul rotund. Domnule, asta e tava de bucătărie care s-a găurit anul trecut și am aruncat-o în fundul grădinii. Aș vezi bine că am recunoscut-o și eu. Și acum, iată un gladium. Sabia centurionului. O piesă extrem de rară. Domnule, asta e frigarea noastră care s-a rupt mai de mult. Ăsta unde se uită, numai romani vede. Da. Și acum, drag amice, să-ți dau o veste care o să te facă samțiști. Am descoperit în fundul grădinii un tumulus! Cum? În fundul grădinii? Sunt tot numai apă, am transpirat de bucurie și oboseală, am rupt și târnă copul, sunt în culmea fericirii, sunt pe calea cea bună, sunt pe urmele lui Gabius Lentulus! Are o idee fixă! Are, domnule! Ascultă, dacă poți să-l trimit pe valetul dumitare să-mi facă un serviciu? Da, mai e vorba, Jean, ești în ordinele domnului. Da, domnule. Te duci să-mi cumperi imediat de 10 centime alb de Spania. Îl dai prin sită și mi-l pui într-o strachie. Asta la ce-i bun. O să curăți aceste relicve cu alb de Spania și sunt convins că voi descoperi inscripții prețioase cercetărilor mele. Hai deja, zboară! Am plecat, domnule. Ăsta e negustor de fiare vechi. M-am dus, domnule. Dragul meu prieten, da. Vreau să te rog ceva. E în fundul grădinii un cais care stă în calea cercetărilor mele. Da, și? Ți-aș cere permisiunea să-l tai. Nu pot. Dă niște caise foarte gustoase. Scumpe colega, își cer acest lucru în numele științei. Da? Mă rog, dacă e pentru știință, științii nu-i se poate refuza nimic. Și ea care îmi refuză tot. Îți mulțumesc, drag amice. Îți mulțumesc în numele arheologiei. Și acum mă duc să-mi continui cercetările. Apropo, i-ai spus ceva domnișoarei Blanche în legătură cu căsătoria? Da, așa, întreagă-te. Propunerea însă nu i-a displăcut. Și... defectul? I-ai vorbit ceva în legătură cu defectul lui? Nu, încă nu, dar caut un prilej. E oribil, nu-i așa? Acum te las. Mă duc în grădină să tai caisul. De nerăbdare să găsesc doi relicve. Mie nu mai mireasmă de roman pe aici. Nu mai înțeleg nimic. Mă cam pune pe gânduri ăsta cu defectul lui Fiso și mai spune că e mai grav decât un viciu. Ce-o fi oare? Tare sunt curios să știu și eu despre ce e vorba. E o calomnie. O să vă dovedesc? Mașiu, dar cine te-a supărat? Domnul Safine, rivalul dumneavoastră în alegeri. Spune lumii fel de fel de minciuni pe socoteala mea. Numai calomnie. Ce calomnie? Domnul Safine... pretinde că eu v-am omorât vaca. Nu e adevărat cât uși de puțin. Când ai venit, vaca era moartă. Tocmai. Ca să nu vă smite pe animalul ăsta de șafine, vă rog, fiți bun, domnule Cabusa, și scriți lucrul ăsta pe bucată de hârtie. Să scriu eu? Da. Și fiica mea care nu e aici. Dragul meu, sunt calomnii la care un om care se respectă n-ar trebui să le dea niciun răspuns. Tăcerea înseamnă dispreț. Da, dar eu prefer să strivesc. Scriți-mi, vă rog, pe bucate de hârtie că vaca a murit înainte de a fi sosit eu la dumneavoastră acasă. Da, nu-i serios deloc. Ce-mi cer, dragul meu, ar însemna să-ți dau un certificat. Păi tocmai asta și vreau. Nu poate, e imposibil. Îmi refuzați mie? Refuzați să spuneți adevărul? Tocmai mie, care alerg de 8 zile prin toate coclaurile ca să vă adun voturi? Da,
Da, ai dreptate. Trebuie să-ți dau acest certificat. Eram convins. Da, însă mai târziu, mâine. Nu am nevoie de el chiar acum. Alegătorii sunt toți adunați în față și vreau ca toată lumea să vadă chiar acum certificatul. Să vadă toată lumea? Și fiica mea care nu e aici. Este în joc reputația și onoarea mea de agent veterinar al rapajonului, domnule Cabusa. Dacă nu dezmin numai decât această calumnie, cariera mea e pierdută. Sunt un om ruinat și silit să părăsesc acest ținut. Gândiți-vă, am o nevastă și 5 copii. E adevărat, are nevastă, 5 copii. Plus unul care vine. Plus unul care vine. E, domnule Cabusa, iată, uite hârtie, uite cerneală, poftim, așezați-vă aici. E așa de ușor pentru dumneavoastră să scriți 2 rânduri. Da, da. Dumneavoastră un savant. Da, da, eu, da, numai 2 rânduri. Da, e un fleac ceea ce vă cer. Da, asta așa e. Adică știu eu, cu puțină sârguință și mai multe pete de cerneală, ca să nu se observe greșelile gramaticale. Bine, fie, dictează. Așa. E certificat. Cum să fi scrie în certificat? Are cu literă mare, e nume propriu. Ale dracului mai sunt și substantivele astea. Niciodată nu poți să fii sigur de care sunt. Cred că e propriu. Da, dacă nu-i. La urma urmei, am să fac o pată. Certific că vaca mea era deja moartă când a venit domnul Mașu. Certific că vaca mea era moartă. Să-l văd eu acum pe domnul Șafine ce mutră o să facă când o vedea certificatul. Cred și eu. Poftim hârtia, dragul meu. Am făcut câteva pete de cerneală din cauza penii. Am o pană de gâscă, dar e tare proastă. Nu face nimic. Cu un asemenea document în buzunar, nu mai am nicio grijă. Acum sunt liniștit. În schimb, nu mai sunt eu liniștit. Ce păcat că vii așa de târziu. Am scris chiar acum, eu însumi, cu mâna mea, un certificat. Ce? Cum ai? Acesta. Am să-l arăt, să-l vadă toată lumea. Nu o să reușească nimeni să-l ia din mâna mea. Să-l punem în buzunar. De ce era să fac? Tu nu era aici? Cu orice preț trebuie să revăd acest certificat. Da, da, cum? Păi îl are în buzunarul hainei, nu? Am o idee. Eu vă salut. Oh, domnule Mașin, aveți trusa la dumneavoastră? Da, da, de ce? Vai, vai, alergați repede la graști. I s-a făcut rău iepei noastre. Cred că trebuie să-i lăsăm sânge. Oh, Dumnezeule, azi dimineață vaca cu iapa. Am și alergat. Mi-e teamă să nu fiu acuzat de data asta că am omorât și iapa. Da, scoateți-vă haina aici. Știți că nu o să puteți lucra. Nu, n-am vreme de pierdut. Mi-a scăpat. Ce ți-a scăpat și ce are iapa noastră? N-are absolut nimic. Cum? Am vrut să-l fac pe Mașu să scoată haina ca să-i pot lua din buzunar certificatul. Aha, acum am înțeles. Numai de nu-i s-ar părea că e chiar bolnavă, beata iapă și cine știe ce-i face. Nu, cât despre asta n-am nicio grijă. Mașu își cunoaște bine meseria. Are un fel de a privi animalele în ochi. Le deschide pleoapele și spune foarte firesc. N-are nimic, o simplă scrântitură. Uite-l că se-și întoarce. Gata, s-a făcut. Ce s-a făcut? I-am lăsat sânge, iepi. Ce-ai făcut? I-ai lăsat sânge? Și încă foarte mult. Dacă mai întârziam 2 minute, cred că se prăpădea și iapa. Oh, ce bine era dacă știam ortografia, numai sângera biata iapa. Am adus făina asta albă ca în Spania. Am găsit. Jean, vină încoace. Da, domnișoară. Arunci tot praful ăsta peste haina lui Mașu. Ce să fac? Aruncă-l odată, îți spun. Mă rog, mie tot una, pot să-l și arunc. Acum vă place? Nenorocitule! Ai, jai, nebunit, ce-ai făcut? Păi nu mi-a spus dumneavoastră, domnișoară, vreau să fac asta. Toți singur, animalul. Da. Scoate-ți repede haina, domnule Mașu, să-ți o curățim. Mulțumesc, nu-i nevoie. Ba, e nevoie. Nu-i nevoie. E nevoie, da, scoate-o când îți spun odată, te rog. Așa, așa. Acum mă duc să o perii chiar eu și revin imediat. Ce gentil e, domnișoara Blanche. Câtă o seneală și de pentru fiecare lucru. Așa suntem noi. Copii, ce șansă ne mai întâlnim! Dar ce? Am readus la lumină un tumulus, l-am găsit sub cais. Sub cais? Acolo e ascunzătoarea mea de vase sparte. Iar obiectul acesta prețios, această piesă de aur, am învelit-o în batistă ca să o păstrez intactă. Examinați-o! Aoleo, salatiera aurică! Ia te uit, parcă recunosc acest porțelan. Ce zici, Jean? Pe el sunt înscrise 2 inițiale, un F și un C. Da. F și ce, François Cabusa? F și ce înseamnă Fabius Cunctator. Ce vreți mai mult? Poftim,
cercetați inițialele. Da. Jean, Jean, cine a spart vasul ăsta? Romanii, cine vrei să-l spargă? Da, da, sigur, romanii l-au spart. Cine alții? Aoleu, ce timp mai e și ăsta, dezgroapă toate vasele pe care le sparg eu. Poftim încă un fragment de piesă romană. Știți dumneavoastră ce este aceasta? Un ciop din oala de noapte. Priviți! Ia să vedem. Dar nici nu e greu să recunoști așa ceva. Hai, sigur că da. De ce dracu o fi aducând în casă toate prostiile astea? Este un exemplar rarissim. Este un lacrimator din timpul decadenței. Care? Ăsta? Mă rog, dacă îți face plăcere. Când romanii pierdeau un membru al familiei lor, adunau lacrimile în vase ca acestea. Zău? Curios popor. V-am adus haina gata curățată. Mulțumesc, domnule Blanche. Așa. Certificatul e la locul lui? Ia să vedem. Scrisul lui Blanche. Sunt salvat. Eu vă părăsesc. Alerg la alegătorii mei. O să mai vin pe aici să vă aduc vești. Vă conduc. Amice, pot să așez relicvele astea în bufetul din fund? În bufet? Da. Da, da. Face poftă. Mulțumesc. Jean. Da, da, da. Acum, pentru că suntem între patru ochi, să-mi spui cum se face că s-a găsit în fundul grădinii un ciop din salatier aurit. Domnule... Da, vin aici. Da, 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 da. Nu, poți să-mi explici? Da. Iertați-mă, dar trebuie să mă duc numai decât la bucătărie să sparg... Ce să faci? Ce să mai faci? Ce vrei să spargi? Niște lemne, domnule. Poftim! Am găsit și o bucată de sticlă. Cala mea de apă. Și mai sunt imbecili care susțin că romanii nu cunoșteau sticla și încă sticla lucrată. Las că o să le scot de pe nas. Da, da, foarte bine o să le faceți. Drag amice, îți datorez una dintre cele mai frumoase zile arheologice din viața mea și ard de nerăbdare să aduc la cunoștință colegilor mei. Pardon, colegilor noștri de la Academia din Eton, aceste importante descoperiri arheologice. Ai, o idee minunată. Vreau să propun să fie numită o subcomisie care să continue săpăturile în grădina dumitale. Da, nu e nevoie. În numele științei. Hai, repede, un toc și cerneală. Da, poftim la biroul meu. Da, mulțumesc. E, bravo! Dumneata scrie încă cu tradiționala pană de gâscă? Numai cu pana de gâscă. Păstrez acest obicei de 40 de ani. Pana asta e prea despicată. N-ai un cuțit așa ascut? Bada. Mulțumesc. Poftim. Așa. Și zi așa, romanii nu cunoșteau sticla. Ce s-a întâmplat? M-am tăiat. Oleo, stai numai o clipă, că am un sertar, un pansament. Așa, nu strigi. Să legăm. Nu. Frumos. Gata, poți să n-ai nicio grijă. Mulțumesc. Acum sunt nevoie să-ți mai cer un serviciu. Care? Să scrii dumneata comunicarea în locul meu. Eu am să-ți dictez. Să scriu? Dragi, vezi însă că eu... Ce? Să scriu în Academie ar trebui să... De vreme ce ești membru corespondent, și firesc să corespondezi. Asta așa e. N-am un ghiniu în nas. Ce dracu, eu fi apucat pe toți de mă pun să scriu și fiica pe care nu e aici. Ei, poți să-ți dictez? Na, un moment... Poate că totuși dacă fac mai multe pete de cerneală pe hârtie... E gata? Gata. Domnilor și scumpi colegi, arheologia s-a îmbogățit grație de ospenitelor mele lucrări. Asta e bună, acum îmi mai trântește și cuvinte încălcite despre arheologie. Eh, ai scris? Da, așteaptă. Am o idee... Dacă vrei să mă aștepți puțin, să-mi ascut și eu pana. Da, mă rog. Ce s-a întâmplat? M-am tăiat la deget. Fii bun și dă-mi din sertar un pansament. Uite, acum e gândul meu să te pansez. M-am tăiat, dar am scăpat. Așa. E păcat de corespondență, dar nu-i nimica. O să scriu eu mâine.
N-aș vrea să o chem pe fiica mea. A? Știe să scrie minunat. E, dumneata ești un tată fericit. Da, da. Știe să scrie minunat. Poți exclama aceste cuvinte, pe când eu despre fiul meu, crezi că domnișoara Blanche o să consimtă să-l ia în căsătorie pe fiul meu Edmond? De ce nu? Ei, sunt desuperclinsi și țin neapărat să capăt un răspuns prompt, dar sunt alte motive care mă obligă să fac aceasta. Știi că se apropie toamna, începe lumea să se mute și pot găsi cu ușurință locuință potrivită pentru cei doi tineri la Etang. Cum? Fica mea să locuiască la Etang? Bineînțeles, femeia urmează pe bărbat. Niciodată, asta nu mă aranjează deloc. Ortografia mea la Etang și eu la Arpajon. Na, asta nu se poate. Vă deranjez? Nu, deloc, domnișoare. L-am rugat pe tatăl dumneavoastră să vă fac o comunicare extrem de importantă. Da? Și aș fi foarte fericit dacă dumneavoastră ați accepta propunerea mea. Domnul Patrina! Da, ce? Stai, așteaptă-mi-ți-l! E grădinarul care mă strigă. L-am rugat să facă niște sondaje sub prunul din grădină. Mă duc să văd dacă nu se găsește ceva acolo. Mă scuzați, dușară. Auzi, fiica mea să locuiască la Etang. E clar, ginerile ăsta nu-mi convine deloc. Mai întâi că mai are și un defect pe care nu-l cunosc. Ei, ce-i să-mi comunici, papa? Uite despre ce e vorba, fetița mea. În fond e o prostie, o copilărie. Nici n-ar merita să discutăm despre asta. Dar totuși, uite despre ce e vorba. Da. Poatrina și-a pus în cap să te măriți cu domnul Edmond, fiul lui. Adevărat? Da, și pentru că tu nu-l cunoști cum arată, am să ți-l descriu eu. N-aș putea spune că e urât, da? E chel, miop, mic, comun și pe deasupra are o burtă. Da, eu nu vreau să te influențez, ești liberă să faci cum te îndeamnă inima. A, da, am uitat, îi mai lipsesc 3 dinți din față. Bine, dar eu... Dar și încă ceva, are un defect enorm, ceva care e mai rău decât un viciu. Domnule Edmond, vicios! Chiar așa cum am spus. Uite, am aici în buzunar dovada certă, o scrisoare de la el. Dacă vrei să te convingi, ascultă și îngrozește-te și tu. Poate că o să găsească ea defectul. Scumpul meu tată, trebuie să-ți fac o mărturisire de care depinde toată fericirea vieții mele. Iubesc pe domnișoara Blanche, fiica domnului Cabusa din Arpajon, cu o dragoste nemai întâlnită. Ah, ce bun e! Chiar din clipa în care am văzut-o, nu mai mănânc și nu mai dorm. Nu, sărmanul băiat. Ha? Ai găsit defect? Nu. Atunci trebuie să fie mai încolo. Chipul ei îmi umple viața. E îngrozitor, nu-i așa? Dimpotrivă e așa de dulce. Cum dulce? Eram sigur că o să fii împotriva acestui căsătorii. Cum? Dar, tată, cum să fiu împotriva? Vine domnul Patrina. Ha? N-am găsit nimic. Am tăiat prunul degeaba. Ai tăiat și prunul? Și era rău dracului de treabă să fie. Domnișoară Blanche, ce răspuns pot duce fiului meu? Ce răspuns? Doamne, Dumnezeule... Stai, lasă-mă, fetița mea, să răspund eu în locul tău. Ești prea turburată și domnul Poatrina nu te va înțelege bine. Scumpe amice... Și colega. Și colega... Am regretul să-ți anunț că ne este imposibil să trecem peste defectul fiului dumneavoastră, Edmond. Vă înțeleg. Mă așteptam. Vezi, Blanche, domnul s-a aștepta? Vă rog însă să nu ne răpiți și ultima speranță. Să presupunem prin imposibil că într-una din zile domnul Edmond își va lua bacaloriatul și își va lichida acest grav defect pe care l-are. E, atunci? Atunci? Ne-am înțeles. Nu o să mai întârzi o clipă. Vă mulțumesc pentru plăcuta găzduire. Cum dumneavoastră plecați? Da, frumoasă domnișoară. Sunt grăbit să duc această veste proastă fiului meu. Am însă rugăminte față de bunul meu prieten, domnul Cabusa. Vă rog. Să-mi permiteți să iau cu mine relicvele antice pe care le-am găsit în grădina dumneavoastră. Da, sigur, vă rog chiar. Da, să poate. Toți sunt sparte și nu mai folosesc la nimic. O să vă rog să-mi îngăduiți să le depun în muzeul din Etang cu mențiunea Cabusatus Donavit. Nu, Cabusatus François.
Mă duc să-mi fac valiza. Hei, am terminat și cu afacerea asta. Ești mulțumită? Nu lasă, opa. Tu plângi? Micuța mea Blanche, de ce? Cum să nu plâng? Dumneata îl calomniezi pe domnul Edmond, spui că e miop. Dar el e frumos, e înalt, distins, spiritual. Cum? Îl cunoști? Desigur. Asta vară la Etan am dansat de nenumărate ori cu el. Dragi, dacă îl cunoști cu atât mai mult, ai putea să spui că nu-ți place acest tânăr. Că nu-mi place? Ba, îmi place chiar foarte mult. Micuța mea Blanche, ce prost sunt. Ea îl iubește și eu o fac să plângă. Domnule Capușa, o veste mare! Altă cu vești. Ați fost ales! Șofile, rivalul dumneavoastră, a avut un singur vot pe-al lui! Am impresia că vestea asta nu vă face nicio plăcere. Ba da, chiar foarte mult. A, minunat! Jean, i-am spus să prepare două coșuri cu sticle cu vin, de care e mai bun din pivniță. Dar ce să facă cu vin? Așa e obiceiul, ca să udăm alegerea dumneavoastră. Jean, hai mai repede cu lichidul! Le-am adus, domnule Mașchiul. Am pus și o sticlă de Bordeaux pentru personalul din casă. Bine, hai să merg, hai să merg! Micuța mea Blanche, nu mai pot să ezit. O să sacrific totul și funcția în care am fost ales. Trebuie să îndeplinez voia. Am să-mi dau demisia. Dar ce scrie acolo? Ce scrie acolo, tată? Arpajonej, am dau demisia într-un moment solemn. Nu e bine. Într-un se scrie cu apostrof. Dar apostroful al dracului, că nici demisia nu pot să-mi o cer fără fiică mea. Da, vine Patrina. Oh, eu vă las singur. Nu, Blanche, nu. Te rog să rămâi. Scumpe colega, înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneata... Fii, te rog, bun și lasă valiza. Mie dacă plec. Scumpe amic, femeia e foarte schimbătoare. Am mai stat de vorbă cu fiica mea, am mai cântărit lucrurile și toate argumentele pro și contra. Și iată că sunt satisfăcut să te anunț că domnișoara Blanche consimte să devină soția fiului dumitale. Adevărat? Aoleu! Dar ce s-a întâmplat? Mi-a scăpat valiza peste picioare. Oh, ce iertare, dragă colega! Ah, domnișoare, ce fericit sunt azi! Mă duc imediat să închiriez casa din Etau. Care casă? Casa în care vei locui împreună cu soțul tău. O, sărmanul meu, tată, cum o să rămână el cu discursurile lui? Domnule Patrina. E, dar nu știu. E o condiție despre care tatăl meu a uitat să vă vorbească. Care? Nu consimt cu niciun preț să părăsesc Cartagenul. Scumpa mea fetiță, nu mă lăsa ea. Înțeleg. E un oraș atât de bogat din punct de vedere arheologic. Ei, dar nu o să facem din aceasta o piedică în realizarea fericirii dumneavoastră și a fiului meu. Da. Vă cer numai să petrece și două luni pe an la Etan. Atât și nimic mai mult. Două luni? Două luni nu-i cine știe ce. Ce-ți fi, tată? Da, sunt de acord. O să aranjez eu treburile în astea două luni. Am eu metode noi. Mai fac o pată de cerneală, mă mai tai la un deget. Da, sunt de acord. Ce suflet bun trebuie să ai, domnișoara Blanche, de vreme ce ai trecut peste defectul lui Edmond. Dar care-i defectul acela? Cum, scumpe colega? Nu i-ai spus încă? Nu, mi-a lipsit curajul. Spune el dumneata. În sfârșit, în felul ăsta, o să aflu și eu care-i defectul. Fiul meu e un tânăr afectos, ordonat, nu obișnuiește lucrurile decât foarte rar. Mai la cafea? Da. Are însă un mare defect. Dar care? Nu știe niciodată unde și cum trebuie pus apostroful sau liniuța de unire. Unde trebuie un i, unde doi de i, unde trei de i. Cu un cuvânt, nu se împacă cu gramatica.
Atâta tot! Dar noi nu ținem la încurcături de-astea gramaticale. Noi să ne împăcăm. Cred că în câteva lecții se rezolvă și cu defectul ăsta. Tatăl meu cunoaște pe cineva care are ac de cojocul acestui defect, nu? Un elev în plus. Vino să te sărut, copila mea. Ați ascultat Gramatica familiei, adaptare radiofonică după piesa lui Eugène Labiche. Distribuția a fost următoarea: François Cabussa, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Blanche, Nineta Gusti, artistă emerită; Jean, Gheorghe Trestian; Poitrinas, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Mașu, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit; Crainicul, Horia Șerbănescu; regia tehnică, inginer Gabriela Barca; regia artistică, Titi Axe.